Am citit textul acesta frumos și în Cartea Judecătorilor, să știți că există parcă așa un tipar pe care și noi, de multe ori, în viața noastră practică, trebuie să recunoaștem că îl avem. Anume, în tiparul acesta, de mai multe ori se spune în Cartea Judecătorilor, poporul lui Israel se îndepărta de Domnul, imediat Domnul trimitea pedeapsă peste ei, imediat ei se întorceau la Domnul și imediat Domnul aducea izbăvirea. Deci cam asta se întâmpla. Ceea ce e foarte interesant în cartea aceasta, versetul cu care chiar finalizează Cartea Judecători, deci 21 cu 25, spune așa: pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea. Făceau ce le plăceau. Și chiar am fost curios într-o zi să văd ce plăceri aveau ei. Și am căutat aici în judecător și am găsit câteva plăceri pe care le aveau ei și erau destul de ciudate. Destul de ciudate. Unul era idolatria. Din capitolul 2 cu 11 încolo se vorbește mult despre Bali, despre Astarteie și chiar și în textul nostru se vorbește despre asta. Idolatria. O a doua plăcere care era frecventă atunci în timpul judecătorilor era căsătoria nepermisă. Se căsătoreau cu cine nu trebuia, nu se căsătoreau în poporul lui Dumnezeu, umblau după cananite și așa mai departe și Domnul s-a supărat foarte rău, foarte tare pe ei. O a treia plăcere care am găsit-o în cartea aceasta, judecător, este profitoratul. Le plăceau să profite, să profite după tot felul de lucruri. Amintiți-vă de preotul acela care a ajuns la un moment dat preot într-o familie, în casa lui Mica, în capitolul 17, și când a văzut că este rost să primească avere mai mare și recunoaștere mai mare, să fie văzut mai de pe o înălțime mai mare, să ajungă la seminția daniților, să le fie preot, a plecat. A plecat fără să-și ia bună ziua de la patronul lui, vorbim în ghilimele. O a patra plăcere care o aveau ei atunci era curvia. Era curvia. Și până la urmă s-a ajuns până la păcatul Sodomei, ne spune Cartea Sfântă. Și astea sunt lucruri cărora abia le facem față și astăzi, ca biserică, pentru că, vedeți, aceleași păcate care i-au bântuit pe ei atunci, încearcă diavolul să le aducă și peste noi. Spuneam, idolatrie, căsătorie nepermisă, profitorat sau lăcomie, dacă vreți, și curvie sau pornografie, cum este în timpul nostru numită, de orice fel ar fi. Acum, fraților și surori, haideți să ne uităm. Asta a fost doar așa ca într-o introducere, o paranteză, ce am spus până aici, dar haideți să ne uităm la Gedeon, omul care pune semne înaintea lui Dumnezeu, omul care face reformă în Israel într-o vreme de criză. Versetul 1 din capitolul 6 ne spune așa: copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, peșteri și stânci întărite. Și apoi, versetul 6, Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul a trimis un proroc și el le spune ceva. Și apoi, versetul 11, vine îngerul lui Dumnezeu și îl ridică pe Gedeon ca izbăvitor. Deci observați, este exact același tipar care se întâmplă aproape în fiecare dintre întâmplările expuse de Cartea Judecători. Copiii lui Israel îl părăsesc pe Domnul, Domnul îi părăsește pe ei. Imediat ei strigă către Domnul, se apropie de Domnul, Domnul se apropie de ei. E exact același tipar. Dar ceea ce ne interesează pe noi foarte mult, spuneam,
este să vedem cum s-a comportat Gedeon, omul acesta care a făcut reformă în Israel. Haideți să ne uităm puțin la acest om. Primul lucru cu care Dumnezeu începe să lucreze în viața lui Gedeon este revelația. Versetul 11 și versetul 12 ne spun așa: apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc pentru ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului, versetul 12, i s-a arătat. Deci observați, aici avem un pas important din viața fiecăruia dintre noi, și anume revelația. Nu te poți întoarce la Dumnezeu cu adevărat. Nu poți să faci cu adevărat o schimbare totală în viața ta fără ca Dumnezeu să vină și să ți se arate. Vorbeam acum într-o seară despre leprosul care s-a întâlnit cu Domnul în Matei capitolul 8. Domnul coboară de pe muntele fericirilor și jos îl așteaptă un lepros. Și spune Scriptura, leprosul s-a apropiat de Domnul. Dar dați-mi voie biblic să vorbesc în dimineața aceasta. Leprosul nu s-ar fi apropiat de Domnul dacă Domnul nu s-ar fi apropiat de el. Și noi nu ne-am fi putut apropia de Hristos Domnul dacă El nu ne scria înainte de întemerea lumii numele nostru în cartea vieții. Îmi închipui că înainte să coboare Hristos pe pământ, poate înainte de veșnicie, El îl vedea pe Gedeon, El îl vedea pe leprosul acela și spunea: într-o zi vreau să mă duc să mă întâlnesc cu Gedeon. Într-o zi vreau să mă duc să mă întâlnesc cu leprosul acela. Și și-o dat Domnul Hristos întâlnire cu fiecare dintre noi într-o zi. Lăudat să fie numele Lui. Pasul acesta al revelării, al revelației, începe cu apariția lui Hristos, cu apariția lui Dumnezeu înaintea noastră. Hristos în viața a treia zi după Scripturi, și știm Biblia și foarte clar, și are niște apariții, niște arătări. Și sunt așa de frumoase arătările acestea. Îi se arată Mariei, îi se arată lui Petru, îi se arată celor 12 și așa mai departe, la 500, peste 500 de frați odată, ne spune Apostolul Pavel. La urmă îi se arată și lui Pavel. Ori vedeți ce important este pasul acesta al revelației. Și întrebarea mea pentru mine, pentru tine în dimineața asta este: ți s-a arătat vreodată Iisus, Domnul? Ți s-a arătat vreodată Dumnezeu? Ți s-a revelat în vreo formă Dumnezeu? Bineînțeles că Dumnezeu poate să vorbească în multe chipuri, în multe feluri. Domnul poate să-ți vorbească prin boală, și dacă ești bolnav și cumva ai venit astăzi aici ca să afli vindecare, află că Domnul ți-a dat o întâlnire în locul acesta. Domnul vrea ca tu să-L cunoști. Mai mare boală decât boala sufletului nu există în lumea aceasta. Eram odată mai în copilărie, așa, îmi plăcea să mă duc la frați bătrâni, și acum îmi place. Și eram la un frate care avea, cred că undeva la 90 și ceva de ani, și s-a uitat la mine și a zis: frate, vreau să-ți pun o întrebare. Zic: da, spune. Zice: care e mai periculos? Zice: ăla care e bolnav de cancer sau ăla care e bolnav de răutate? Eram copil, m-am gândit la cancer, dar el a zis: nu. Zice, omul care e bolnav de cancer, dacă îl cunoaște pe Hristos Domnul, în momentul când moare, el pleacă la fericirea veșnică. Dar cel bolnav de răutate, în momentul în care moare și pleacă din lumea asta, merge în iad. Și atunci, care e mai periculos? Bineînțeles că ăsta bolnav de răutate. Ori vedeți că Domnul, atunci când vrea să ne vorbească, ne vorbește în multe feluri și prin durere, spune Iov, este mustrat omul în așternutul lui, și Domnul vine și începe să-i vorbească.
Ori aici Domnul vine la Gedeon și începe să-i vorbească. Este pasul revelației, este capitolul revelației în viața lui și acesta începe cu primul pas, primul lucru, arătarea, arătarea. Și vine Domnul și stă, apare înaintea lui, versetul 11, și spune că s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ce s-a întâmplat acolo? Era o familie bună din Israel. Ăsta era un băiat destul de viteaz, destul de isteț, destul de curajos. Gândiți-vă ce spune mai înainte. Copiii lui Israel, versetul 2, fugeau în văgăuni, în peșteri, pe stânci întărite și veneau madianiții. Culmea că madianiții ăștia erau un fel de rudeni cu israeliții, din Geneza 25 aflăm lucrul acesta, erau urmașii lui Avram, dar pe ei nu-i prea interesa gradul de rudenie, pe ei interesa să dea atacul, asta interesa pe ei. Ciudat este că și Ietro, socrul lui Moise, era din Madian, dar pe ei nu interesa asta, nu interesa. Ei vroiau să vină și să ia, Balac era tot din Madian, dar pe ei asta interesa, să vină și să prindă ceea ce puteau prinde. Evreii fugeau, se ascundeau, ăștia veneau, pustiau tot, luau animale, luau tot ce găseau și plecau. Evreii coborau din munți și din văgăuni, de unde se ascundeau și începeau să pună grâu, să pună tot felul de lucruri în pământ. Ăștia madianiții treceau 3-4 luni, când era vremea recoltei, iară veneau. Pe când să mănânce evreii un pic de mâncare și un pic de pâine să aibă, nu mai aveau, domnule. Ăștia veneau, ăia fugeau, luau repede tot. Erau foarte deștepți, foarte deștepți, că nu le distrugeau casele, nu le distrugeau grajdurile. Se gândeau că între timp evreii, având poate ceva argint, ceva bani, s-ar putea duce și își mai cumpără o vită, ceva, o oaie și o să aibă iar acasă. Și când vin ei data viitoare, o iau de-a gata și o duc mai departe. Și așa de nenorociți au ajuns evreii, încât era un grad așa destul de mare de curaj să mergi tu și să stai într-un ciubăr. Era așa ca un ciubăr ascuns în pământ, ăsta era teascul. Și acolo se călcau cu picioarele strugurii. Dar nu era vremea culesului strugurilor și nu era vremea storsului lor, așa că pe nimeni nu-l prea interesa ce e acolo în ciubărul ăla din pământ. Dar acolo era ascuns unul, Gedeon. Ăsta stătea înăuntru, acolo jos, era foarte atent să nu cumva să apară vreun madianit pe undeva și bate grâu, îl bate, că trebuie să facă pâine. În momentul când el bate grâul, aude pe cineva afară și iese din gaura lui, din grota aia de jos. Și când se uită, vede un om. El a văzut că era un om, dar nu era un om. Era o apariție, spuneam, și pasul revelării și foarte important pentru noi. Când apare omul ăsta înaintea lui, se uită la el și spune versetul 12. Domnul este cu tine, viteazule. Se uită Gedeon, se sperie și spune, rogu-te, omule, domnul meu, i-o zis, da? Era o formulă de adresare. Dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun? Și începe discuția între ei. Dar acum problema noastră este următoarea. Spuneam că la pasul acesta al revelării, apariția este fundamentală, foarte, foarte importantă. Aici ne vorbește despre Îngerul Domnului, versetul 11. Versetul 12, iarăși, Îngerul Domnului. Și apoi spune despre el că i s-a arătat. Cine era Îngerul Domnului? Este o întrebare foarte importantă pentru noi. Știți de ce? Pentru că pe noi nu ne mântuiește un înger, pe noi ne mântuiește Hristos prin jertfa de la Golgota. Acum răspunsul Bibliei pe care eu îl transmit în dimineața aceasta este următorul. Îngerul Domnului sau sub numele acesta de Înger al Domnului este numit aici în textul nostru o apariție a lui Hristos în Vechiul Testament.
Se numește teofanie, așa se numește lucrul acesta. Ori gândiți-vă, și avem argumente. Unu, primul argument, versetul 14 este primul argument. Versetul 11 și 12, dacă le legăm direct de versetul 14, ne dăm seama, acolo scrie Îngerul Domnului l-a văzut, Îngerul Domnului a zis, dar în versetul 14 spune Domnul s-a uitat la el. Deci observați, e un argument din text. Îngerul Domnului egal Domnul. Era Domnul. Bun. Un alt argument. În manuscrisele originale din textul masoretic, textul care se transmitea între rabinii evrei, era scris de scribi, în textul acesta cuvântul Îngerul Domnului se poate traduce Îngerul Jehova. Îngerul Jehova. Nu există în cer un înger care să poarte numele de Domnul sau de Dumnezeu sau de Eu sunt cel ce sunt, decât singur Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Un alt argument și foarte important pentru noi să înțelegem lucrul acesta este extras tot din textul nostru, din context, dacă vreți. La un moment dat, spune Scriptura mai jos, Gedeon se uită la el și spune, știi ceva? Dacă tu într-adevăr vrei să mă trimiți să izbăvesc pe Israel, eu vreau să mă închin ție. Ori cartea Apocalipsei ne spune foarte clar, nici un înger din cer nu acceptă închinare din partea omului. Singur Dumnezeu merită închinarea. La un moment dat a vrut Ioan în Apocalipsa să se închine unui înger și a zis, ridică-te, pentru ce faci lucrul acesta? Eu sunt împreună cu tine, unul din slujitorii lui Dumnezeu, lui Dumnezeu să te închini, slăvit să fie El. Ori aici îl găsim pe Gedeon care se închină, spune, Doamne, stai un pic, și zice, Domnul, stau. Și Gedeon merge repede, face acolo un pic de jertfă, aduce carne înaintea Domnului, aduce azimi. Și Domnul zice, pune-le aici pe stâncă. Și în momentul acela, un foc și Domnul dispare. Era Hristos Domnul. Și întrebarea este, și rămâne întrebarea aceasta, ai ajuns tu să ți se arate, să ți se reveleze acest Dumnezeu? Gândiți-vă cât dor i-a fost lui Hristos de omul pe care l-a plămădit cu mâna lui. De multe ori a coborât pe pământ din cer. Noi zicem că a venit într-o zi și s-a întrupat în Betleem prin Fecioara Maria. Da, este adevărat. Dar înainte să vină în Betleem, lui a fost dor de om. El mergea în răcoarea dimineții și discuta cu om. Mergea în răcoarea serii, vorbea cu omul. Și pe parcurs îi dor de om și merge la Avram. Și Avram îl vede de departe și aleargă înaintea lui și îi se închină și spală picioarele. Și el îi dăruiește lui Avram un cadou. Avram i-a dat o friptură, el i-a dat lui Avram o făgăduință. Și în făgăduința lui au fost binecuvântați toți oamenii, în Isaac și apoi în sămânța lui Avram, adică în Hristos. Mărit să fie Dumnezeu! Ori vedeți, Hristos apare pe pământ, merge la Avram, iarăși mai târziu vine, se întâlnește cu Iosua, căpetenia oștirii era acela, dar era Hristos Domnul, El a fost căpetenia oștirii. Vine aici și se întâlnește cu Gedeon, merge mai departe și îl vede David la un moment dat în aria lui Orna, în Iebusitul. Și așa mai departe și plină Scriptura de apariții ale lui Hristos. Și întrebarea este, l-ai întâlnit tu pe Hristos? Și foarte importantă întrebarea aceasta. Nu există pocăință adevărată, poți să fii scris în registrul unei biserici, dar fără să-L întâlnești pe Iisus cu adevărat, nu există pocăință. Și cei care nu sunt pocăiți adevărați, nu ajung nici în cer cu adevărat. Era un frate într-o biserică, s-a botezat, nu s-a pocăit, s-a botezat, atât, s-a botezat. Și n-a scăpat de țigară. Am întâlnit alt frate care, înainte să se pocăiască, era un mare fumător, un fumător înrăit. Și zice,
din dragoste pentru Iisus, renunț. Și au dat toate țigările jos, le-au aruncat și în momentul acela n-a mai fumat. Din dragoste pentru Iisus. De asta încă mai avea un pic de dragoste de țigară. Și are un vis. Și în visul lui se face că este răpirea. Și ciudat, era un înger cu un tabel mare, 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 mare. Și tabelul era în ordine alfabetică scris. A, B, C, D. Și fiecare mergea, zice, vezi dacă mi-e numele meu acolo scris. Și zice, da, 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 e scris. În momentul când spunea, da, este scris numele tău în tabelul ăsta, omul dispărea. Era răpit, mergea la cer. Și fratele nostru, așa cu inima cât un purice, se apropie, se apropie. Ce te rog frumos, caută-mi și mie numele acolo. Și uite, îngerul, era în visul lui. Zice, e cam afumat și nu se vede bine. El tot fuma așa, fumă ăla, eu a fumat locul din cartea vieții, știți? Și omul ăsta se trezește speriat, transpirat, vai de mine, ce nu mă mai duc în cer, vai, unde ajung, vai, vai. Merge la păstor, ce frate păstor, eu nu-s pocăit. Cum omule că te-am botezat? Nu-s pocăit. Ce pune-mă deoparte dacă vrei, dar zice, eu vreau să mă pocăiesc. Dar de ce? Uite cum m-a trezit Domnul. Dar observați, aici deja a fost o arătare, o arătare. A venit Hristos și s-a revelat prin acest vis. Foarte important. Auzeam despre alt frate, îmi povestea un frate, era chiar păstor. Spunea că el mergea și pentru el idolatrie, că vorbeam de idolatrie în cartea judecător, pentru el idolatrie era haltere. Făcea haltere, făcea mușchi, făcea sport, îi plăcea foarte, foarte, foarte mult. Și zice, la un moment dat, și eu zice, am visat răpirea. Frații mei, toți, scara podului, fugim în pod, ieșim pe țigle ca să fim mai aproape, așa ca rândunelele stăteau înșirați în visul lui, că zboară și se duc la Domnul și zice, venea și știam că vine Domnul și să ne ia pe toți. Și zice el, când am încercat să urc pe scară, zice, am reușit să urc, dar pe ușa podului n-am mai reușit, că aveam umerii prea lați. Și așa de lați îmi erau umerii, că nu mai încăpeam pe ușa podului. Că zice, eu mă mândream, că uite ce mușchi am, uite cum arăt, uite așa. Și zice, mi-a spus o voce să mă duc și să scap de toată masa asta de mușchi și de mândrie. Și atunci o să intru. Și s-a trezit. Dar el a avut o frământare mare, mare, mare în viața lui și spunea, mă duceam pe Someș, era Someș înghețat și mă duceam pe gheață și la un moment dat am început să plâng și am început să strig și am zis, sunt nebun, sunt nebun, ce-i cu mine? Nu mai știu pe unde merg, nu-l cunosc pe Domnul, Domnul nu mi s-a arătat, ce s-a întâmplat? Eu sunt om nebun, sunt om ratat, mă duc în iad și în momentele acelea, iarăși s-a uitat la el și a zis, stai mă, Victor, în pace, tu nu ești nebun, tu ești un om normal, tu ai școală, tu ai facultate, tu așa. Dar aude din cer o voce, ba, ești nebun. Dar să știi că atunci când umblai pe căile nebuniei tale, eu te iubeam și eu te iubesc și acum. În momentele alea a început să plângă, spunea fratele. Am fugit acasă. M-am pus pe post și pe rugăciune și după 3 zile de post și rugăciune, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și mi-a dat dar de prorocie. Ăsta-i Dumnezeu, i s-a arătat Dumnezeu, fraților. Așa-i de important să ți se arate Dumnezeu. A venit Domnul și i s-a arătat lui Gedeon, ce frumos, Doamne, ce frumos să ți se arate Domnul. Și ăsta e primul capitol din viața unui om, unui adevărat om al lui Dumnezeu, capitolul revelării. Și aici, în capitolul acesta, spuneam apariția sau arătarea. Al doilea lucru, tot de aici, din capitolul acesta, argumentarea lui Iisus. Se uite Domnul la el și zice, măi, Emanuel, adică Domnul este cu tine sau Domnul este cu noi, versetul 12 și versetul 16. Se uită el, zice, îmi pare rău, eu vreau să-ți dau contraargumentare, a zis Gedeon. Da, dar ce contraargumente ai? Păi dacă Domnul ar fi cu noi, cum zici tu că Domnul-i cu mine, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri, versetul 13? Astea sunt contraargumente. Vedeți, noi de multe ori îi aducem lui Dumnezeu, când El ni se arată, îi aducem contraargumente. Domnul zice într-un fel, eu zic altfel. Domnul zice, ba nu că e așa, eu zic, da de ce e așa? Și începe aici o discuție și observați cât
de mult îl iubește Domnul pe om, că începe să discute de la inimă la inimă și să vorbească cu Gedeon. Și cred eu că la pasul acesta al revelării, Dumnezeu i-a deschis lui Gedeon ochii. I-a deschis ochii. Pentru că imediat Gedeon începe să facă ceva. Și în momentul când tu te întâlnești cu Dumnezeu, tu nu poți să stai și să fii așa cum ai fost înainte. Tu trebuie să faci ceva, Domnul să ne ajute. Se întâlnește Gedeon aici cu Domnul, e apariție, o, ce frumos, am văzut. Și mai erau frați care întrebau și erau vase de lucruri, ce frate, cum ai vedenile, ca la televizor, nu ca la televizor, ca în fața lui Dumnezeu, așa le avem. Da. Descoperirile lui Dumnezeu nu scala la televizor, fraților. Nu scala pe ecran. Descoperirile lui Dumnezeu sunt sfinte. Vine Duhul lui Dumnezeu și îți sensibilizează inima. Și intri într-o dimensiune sfântă, într-o sfântă a sfintelor, unde ești numai tu și Dumnezeu. Acolo nu există ecrane. Acolo există numai cer, acolo există numai Duhul lui Dumnezeu, acolo există numai forme cerești pe care ți le aduce Dumnezeu, acolo este prezent Dumnezeu, lăudat să fie El. Și aici îl găsim pe Gedeon, un om care începe să facă, a văzut, s-a întâlnit, a auzit, dar începe să facă. Dar înainte să facă, aduce contraargumente. Și auziți primul lucru. Versetul 13. Rogu-te, Domnul meu, ce frumos s-a adresat. Dacă Domnul este cu noi, 1. Pentru ce? 2. Unde sunt minunile? 3. Cu ce să mă duc și să izbăvesc pe Israel? Sunt 3 probleme pe care el nu le vedea rezolvate. 1. Pentru ce? Și aici la pasul revelării spuneam, am trecut de apariția lui Hristos, am ajuns la argumentare și argumentul suprem este acesta: Domnul este cu tine. Era odată un reformator și s-a uitat unul la altul, niște oameni, și au zis: băi, tu cu ce te duci ca să faci lucrarea pe care Dumnezeu ți-a pus-o pe inimă să o faci? Tu nu vezi că n-ai oameni de partea ta? Și el a zis așa: eu și cu Dumnezeu suntem majoritatea. Că oamenii sunt mulți și sunt contra noastră, pe mine nu mă interesează. Eu vreau să fiu de partea lui Dumnezeu. Era aici Gedeon și îngerul lui Dumnezeu îi aduce argumentul, Hristos, apariția lui. Îi aduce argumentul suprem: Domnul este cu tine, ăsta e argumentul suprem. El zice: îmi pare rău, stai un pic, lămurește-mă. 1. Pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri dacă Dumnezeu este cu noi? Ce lucruri? Păi nu mai avem mâncare, ăștia ne iau animalele, ăștia ne iau orice sursă de trai, ăștia ne înspăimântă, ăștia ne bat, ăștia ne ucid. Eu nu înțeleg ce zici. Adică Dumnezeu e cu noi, așa zici tu, Dumnezeu e cu noi. Și vreau să te întreb, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Vreau să aflu cauza, au zis Gedeon. Și cauzele erau multiple, doar 3 le punem, le punctăm din textul nostru. 1. Era neascultarea. El a întrebat pentru ce și aduce contraargument. Domnul vine și cu alte cuvinte îi spune: știi ceva? Nu-ți amintești tu că în urmă cu câțiva ani tatăl tău, Ioas, în loc să se mai închine înaintea lui Dumnezeu, și-a luat un taur și l-a pus și-a zis: ăsta-i Dumnezeu, ăsta seamănă cu vițelul din pustie, haideți să ne închinăm. Și toți cei din cetate se închinau, toți cei din Ofra, la un vițel. Tu nu-ți aduci aminte că tatăl tău și bunicii tăi și toți cei din jurul tău au căzut în neascultare? Nu mai ascultă de Dumnezeu. Au început să facă lucruri rele, au început să se închine la idoli. Al doilea lucru, pe lângă neascultare, că n-au ascultat de Dumnezeu, au început cu idolatria. Tatăl tău are vițelul, se închină la idoli. Al treilea lucru, sunt mândri, mândrie, există mândrie aici în poporul evreu. Păi la un moment dat Dumnezeu vrea să lucreze cu ostașii care au venit să se arunce, să meargă la lucru, la luptă. Și zice Gedeon: Doamne, uite cât am, îți destui, zice Domnul, îți cam mulți. Doamne, într-o bătălie, într-un război, nu așa se discută, ne trebuie mulți, Doamne. Nu, zice, prea mulți.
Doamne, dar nouă ne mai trebuie. Nu. Pentru că atunci ar încolți mândria în inima lor, spune în capitolul 7 cu 2, și ar zice, noi am rezolvat situația și trebuie Dumnezeu să meargă să rezolve situația. De ce? Păi uite, el aduce argument, Dumnezeu, și zice, Domnul e cu tine. El zice, nu, Domnul nu-i cu noi. Domnul nu-i cu noi pentru că, și începe să vorbească, ni s-au întâmplat multe lucruri rele. De ce ni s-au întâmplat? Domnul zice, știi de ce? Pentru că e păcatul neascultării în popor, idolatrie în popor, mândrie în popor. De aceea vi s-au întâmplat toate aceste lucruri. Și Gedeon zice, totuși vreau să mă mai lămurești cu o problemă. Unde-s minunile despre care Dumnezeu ne vorbește, că s-au întâmplat nu știu când în poporul nostru? Vreau să mă lămurești și cu asta. Și amintește Gedeon despre minuni, cel puțin trei tipuri de minuni: minunile din Egipt, minunile de pe drumul spre Canaan din pustie și apoi minunile din țara promisă. Și erau așa trei perioade mari în care Dumnezeu a lucrat prin minuni. Amintiți-vă doar în Egipt cum a judecat Domnul prin 10 urgii pe toți idolii Egiptului. Nilul era un zeu, oamenii se duceau și se închinau apei și spuneau că prin acele unde ale apei curge sângele lui Osiris. Era un zeu egiptean. Și vine Dumnezeu și zice, sânge sau apă vreți? Păi, pe aici curge sângele lui Osiris. Noi ne închinăm la Osiris, noi ne închinăm la râul Nil. Aha, hai că vă dau sânge. Și le-a dat Dumnezeu sânge să bea, să vadă cum e apa care se schimbă, se transformă în sânge. Că le-a zis Dumnezeu, voi mi-ați luat copiii mei, copiii evreilor, și i-ați aruncat în ape. Și acum, din cauza că voi i-ați aruncat în ape și i-ați înnecat, nu-i nimic. Vă dau acum eu sânge, că mulți copii și mult sânge a trebuit să curgă pe apele astea ale voastre. Și Dumnezeu merge mai departe și îi pedepsește și lovește. Era Heket, zeița broască, avea cap de broască, se ocupa cu nașterile. Și pentru egipteni broaștele erau sfinte. Nu se atingeau cu nimic de nicio broască, absolut de nicio broască. Nu, că era zeiță broască. Și atunci Dumnezeu trimite în Egipt broaște, așa cum nemiluita, și vrăjitorii a săracii de ei, ce minte slabă au avut și ei, că și ei au adus broaște, nu știu cum. Au adus și Dumnezeu și au adus și ei, și Egipt era plin de broaște. Ăstea care le-au adus Dumnezeu, zice, săreau pe oameni, așa erau de mari, vă dați seama, nu știu cât, dar mari erau, poate cât un dulău, așa erau de mari, nu știu. Dar săreau, scrie, săreau pe oameni, ori erau foarte sprintine și săreau așa pe oameni, nu știu. Dar vă dați seama, le găseau prin unde făceau plămădeala asta să facă pâine, când să ia plămădeala și să o pună în cuptor, acolo broasca, Doamne ferește, în cuptor, când să bage pâinea, mirosea carnea asta, broasca era înăuntru, și mai departe. Vă dați seama ce grozăvie a fost în Egipt. Și apoi vine Dumnezeu cu celelalte plăgi, cu lăcustele, cu păduchii, cu întunericul de 3 zile, prin fiecare Dumnezeu lovește. Și ultimul lovit este copilul lui Faraon, întâiul născut, care era zeușor în Egipt. Toți se închinau la Faraon. Faraon avea așa o bărbuță rituală. Am văzut că mai sunt și băieți care poartă așa barba lui Faraon astăzi. Dar asta era o bărbuță rituală. Prin asta îi se închinau oamenii, că ziceau că el e zeu, că el e cineva. Și avea iară pe cap, așa iară, ați văzut desenele alea, avea așa un fes cu niște simboluri acolo. Era capul de șoim și era acolo un cap de șarpe, de cobră. Și astea erau simbolurile Egiptului de jos și Egiptului de sus. Și el spunea că e zeul suprem și toți oamenii să-i se închine din Egipt, că el e zeu. Și a venit Dumnezeu și a zis, nu-i nimic, ești zeu, îți fac să-ți moară copilul ca să-ți amintești că și tu vei muri în apele Mării Roșii. Și s-a întâmplat exact așa. Și Dumnezeu, prin 10 lovituri așa rapide, a lichidat Egiptul și Egiptul a fost făcut de rușine cu toți idolii lui. Pleacă evrei în călătorie. Despică Dumnezeu Marea Roșie în fața lor, vă dați seama. Scrie acolo undeva în original, zice, apele s-au închegat. Eram copil și vedeam cum închegau părinții și bunicii mei brânza de la vacă. Cum luau și puneau acolo laptele și puneau un pic de cheag în el și îl fierbeau așa un pic și apărea cheagul, se închegau acolo și apărea brânza aia și o scoteau afară de acolo. Cam așa s-au închegat apele, au înghețat. Gândiți-vă, când trimite Dumnezeu câte o gheață, despică apa și face aici zid. Și evreii trec, și asta e o minune, ajung dincolo.
din stâncă de unde nu exista și să meargă astăzi cineva pe acolo cu picamăr și să facă niște găuri mari și să scoată cumva apă și să scoată, să facă fântână, n-ai fi găsit așa ceva nicăieri. Dar vine Dumnezeu și spune lui Moise, lovește stânca și din stâncă țâșnesc pâraie de apă. Și așa s-a întâmplat. Plus, vă dați seama, undeva 2 milioane și ceva de oameni, să le dai tu pâine în fiecare zi. Gândiți-vă! Poate să spunem noi așa, o jumătate de pâine de 1 kilogram pe o persoană să fie pe zi, zicem așa, și la 2 milioane de oameni să le dai tu 1 milion de kilograme de pâine. Câte vagoane ori fi intrat acolo? Și în fiecare zi Dumnezeu le dădea. Ba carne, le-a dat Dumnezeu carne și nu le-a dat-o la kilogram cum o luăm noi, că le-a dat-o la găleată. Aveau ei niște unități așa de 24 de litri, așa niște vase mari, cât 2 găleți și aproape jumătate, și Dumnezeu, ei adunau păsările astea, le băgau acolo. Și aveau așa la găleată carne, vă dați seama. Și toate astea, plus alte minuni, încălțămintea în picioare, nu s-a învechit, un pantofar dădea faliment cu ei, că n-avea ce să le vândă sau să le repare. Nu li s-a învechit încălțămintea din picioare. Hainele, un croitor iară dădea faliment. Hainele nu li s-au învechit. I-au ținut timp de 40 de ani. Gândește-te, iei un costum din dulap și umbli cu el 40 de ani. Zi noapte. Bate vântul, furtuna, cu tare, soarele, ți-l decolorează. Da, de unde? O făcut Dumnezeu niște minuni cum nu s-au mai auzit și nu s-au mai văzut. Ba, spune Scriptura că atunci când le era noaptea frig, merge stâlpul lui Dumnezeu înaintea lor și luminează și focul ăla îi încălzește. Ăștia nu trebuiau să plătească niciun sistem de încălzire, că li l-a făcut Dumnezeu direct. Plus, ziua e cald, e soare mare. Zice, Domnul, las că vă pun așa un nor frumos în fața voastră, un stâlp, și o să vă răcoresc și vă fac un sistem de aer condiționat cum n-ați mai avut niciodată. Vă dați seama cât e minuni și intră în țara promisă și în țara promisă alte minuni. Ajung în fața Ierihonului și zidurile acelui oraș a Ierihonului. Era undeva pe o cetate, undeva sus, așa pe un deal. Și în loc să cadă cum le-ar fi dus forța gravitației în exterior să vină pe evrei și să-i lovească, nu știu, a făcut Dumnezeu o gaură, o groapă în mijlocul dealului și cad zidurile înăuntru. Cad zidurile. Și mai mult, o altă minune, este acolo o familie, familia lui Rahav, și casa ei e lipită de zidul cetății. Și toate zidurile cad din jur, de jur împrejurul cetății și rămâne un zid, așa ca un dinte, rămâne acolo pe vârful dealului. Și merg evrei, băi, ce e aici? Aici e casa lui Rahav. Uite funia cărămizie la fereastră. Dar ce s-a întâmplat? A făcut Dumnezeu o minune, lăudat să fie Domnul. Și apoi ce minuni s-au mai întâmplat? Începe tragerea la sorți a țării. Și prorocește Moise undeva la Deuteronom 33-34 și spune că ținutul de apus va cădea la cutare și Așer va sta pe malul mării și cutare nu știu unde. Și când aruncă ăștia sorțul, exact cum a prorocit Duhul Sfânt prin Moise, se împlinește cu punct și cu virgulă. Erau niște minuni așa de mari, plus că erau uriașii. Gândiți-vă la uriașii ăia care își făceau cetățile pe vârfuri de dealuri și ca să intri, să-i scoți din bârloc, din cetate, trebuia să intri așa prin niște labirinturi. Așa cum mai au copii, că tot merg cu pixul să ajungă nu știu de unde, nu știu unde, să tot încurcă și iar o iau de la capăt. Și ăștia aveau niște labirinturi, tocmai că dacă intră cineva să-i prindă, să nu poată. Și Domnul a zis, las că am eu leac și de labirinturile voastre. Că evreii erau miculuți, erau așa mici. Ei așa erau din naștere, erau un popor de oameni mai mici, așa și astăzi. Și dacă s-ar fi dus prin labirinturi, acolo le rămâneau oasele. La uriaș nu era greu, că s-o uita el pe unde să meargă și mergea și ieșea afară. Dar ăștia nu. Dar Domnul a zis, las că am eu leac și de asta. Și nu mă apărea un bondar. O albină uriașă, Domnule, și intra direct la el în bârloga. Nu trebuia să meargă prin labirint, că mergea pe deasupra. Și când începea să-l muște și să-l înțepe, ăsta ieșea urlând și fugea și s-arunca într-o apă. Când se iasă din apă, albina acolo să-l împungă.
Și numai că îi văd evreii pe uriași morți undeva pe țărmuri și văd biruința lui Dumnezeu, dar e foarte clar, e biblic, zice, voi trimite, o zis Dumnezeu, viespile bondărești contra lor și Dumnezeu i-a lichidat pe toți. Vă dați seama cât e minuni? Și aici vine Gedeon și zice, unde-s minunile de altă dată? Și ne uităm noi, fraților, că asta ce am zis, o istorie. Sunt trei perioade din istoria evreilor, dar ne uităm noi în viața noastră și ne povestesc părinții noștri. Fratele Pavelea din Bihor, vine apa, să sperie oamenii, jandarmii, toți, ieșiți, că vine apa, toți ies. La un moment dat, fratele Pavelea se oprește în drum, zice, eu de aici nu mă mai mișc. Băi, omule, zice, vine apa și te duce, zice, nu. Zice, eu am văzut pe un înger al lui Dumnezeu că a venit și uite așa o tras cu vârful unui toiag aici și a zis, până aici să-ți fie mândria valurilor tale apă. Eu de aici nu mă mai duc, eu aici stau. Și a stat fratele Pavelea acolo și venea apa până la picioarele lui și se retrăgea, pentru că o mână divină a lucrat, s-a făcut o minune. Oamenii din sat când au văzut lucrul ăsta au zis și noi stăm tot cu fratele Pavelea, chiar dacă nu suntem pocăiți, dar noi credem în Dumnezeul pocăitului, slăvit să fie Domnul. Unde-s minunile astea? Plus că am auzit o altă întâmplare și știu clar cine mi-a zis-o și am dovezi. E omul care a pățit lucrul ăsta și știe, a fost martor ocular. Zice, mama mea era pe moarte. Și tata meu, zice, a început să plângă pentru că ea începea să se albăstrească. Era pe pat, a început să se albăstrească, horcăia, nu mai sufla bine. Și tata meu a început să plângă și a zis, Doamne, pe prima soție mi-ai luat-o din viață, asta e a doua, te rog frumos, nu mi-o lua și pe asta. Și plângea. Și zice, ne-a adunat tata pe noi, erau patru copii, ne-a adunat în jurul patului și ne rugam toți. Tata a fugit repede la conducătorul bisericii care stătea undeva aproape de el și îl cheamă pe el și cu soția. Hai că moare soția mea, hai! Și vine conducătorul și cu soția împreună acolo și încep să se roage. La rugăciune Duhul Sfânt vine și vorbește. Eu sunt cel care iau viața, eu sunt cel care dau viața. Eu sunt cel care iau Duhul de viață. Eu sunt cel care poruncesc Duhului de viață să vină înapoi. Și femeia deja, spunea fratele, zice, mama mea deja era moartă, frate. Zice, n-a mai respirat deloc, era moartă. Și conducătorul bisericii se uită la trupul neînsuflețit și strigă odată. A venit Duhul Sfânt peste el. Duhule de viață, vino și intră din nou în ființa aceasta. Și zice, în momentul acela a venit, nu știu ce a venit, dar a venit o putere peste mama și a sărit din pat și a fost vindecată. A fost înviată dintre cei morți. Și știu clar întâmplarea, cine mi-a zis-o și e verificată. Unde-s minunile de altă dată, fraților? Unde-s? Vedeți, sunt tineri la noi și avem mulți tineri. Și când le spunem lucrurile astea, zic, mă, o fi, n-o fi, a fost, n-a fost, ei nu-și dau seama dacă a fost sau n-a fost. Eu eram copil și fratele Sile Lăzăreanu, care mergea în toată țara și cânta, a fost o loc de picioare și el mergea prin centru, prin Câmpia Turzii, unde am copilărit și vorbea despre Domnul acolo și merge șeful miliției la el. Ce faci, Sile? Pescuiesc. Bă, pe betoane pescuiești. Ce da, domnule, zice. O zis Domnul să ne facem pescari de oameni și oamenii umblă pe betoane. Și dumneata ești tot un om, n-ai vrea să intri în mreaja lui Hristos? O zis el, când te-oi vedea că te ridici de pe căruțul cu rotile, atunci mă voi pocăi. Fratele Sile a venit la biserică și a zis, vă rog, fraților, Dumnezeu poate să facă o minune. Haideți să ne rugăm. Și s-a rugat. În urma rugăciunilor apostolului, a apropierii de Domnul, s-a întâmplat ceva într-o seară. Fratele Sile a fost adus de sora, de soția lui pe Sanie, că era iarnă. L-a adus cu Sanie, niște frați l-au luat pe sus și l-a adus în biserică. L-au pus lângă amvon, avea un acordeon roșu, parcă așa cum îl văd cu acordeonul, știa să cânte multe cântări, frumos, extraordinar, dar el stătea, ședea, n-avea cum.
Și la un moment dat, în timpul unei rugăciuni mai puternice, aud frații, aleluia, și când se uită, Sile în picioare. Cârpele alea de picioare care le-au avut și care nu mișcau, erau tari acum, stătea așa în picioare. Frații mai puternic, aleluia, slăvit să fie Domnul, și se înflăcărează biserica și începe o rugăciune fierbinte și ologul începe să fugă prin biserică. La final, ca să se verifice că lucrarea lui Dumnezeu era autentică, să nu zică cineva că a avut ceva arcuri pe acolo, pe la picioare, să impresioneze oamenii și cine știe ce viclenii să facă și șmecherii. La final, stau amândoi în fața bisericii cu Sania alături. Sile, zice soția, ce facem cu Sania? Eu te-am adus cu Sania la biserică. Soție dragă, ca să se vadă lucrarea lui Dumnezeu, urcă-te pe Sanie și te duc eu acasă. Și merge ologul, trage de sfoară Sania și se duce către casă cu Sania. Și acolo în urma lor, ortodoxi, catolici, își făceau cruci, martori, erau lângă biserică niște vecini, să mirau oameni de-ai lui Dumnezeu. A făcut Dumnezeu o minune. Dar Dumnezeu nu a făcut minunea gratuit, pentru că în urma acestei minuni s-au întors la Domnul undeva la 40 de persoane. Fraților și surori, unde-s minunile de altă dată? Dumnezeu lucrează și astăzi. El este da și amin, El este același ieri, azi și în veci, lăudat să fie El. Dar unde-s minunile de altă dată? Fraților și surori, orice minune începe cu apariția lui Hristos. Atunci când noi ne sfințim, când ne apropiem de Dumnezeu, o să vedem ce s-a întâmplat în viața acestui om. E al doilea pas din viața lui. Primul, spuneam, este pasul revelației. Al doilea este pasul reformei. În momentul când noi facem reformă în viața noastră, vine Dumnezeu și începe să lucreze. A făcut omul ăsta o reformă uluitoare. Păi de la versetul 25, greu lucru, greu. Când tu știi, gândește-te, că aici în Nădlac există o clădire care e a tatălui tău și în clădirea asta se duc tinerii din împrejurim și din oraș și se închină la balul lumii acesteia. Se duc la discotecă, la bal, cum zic ei. Se duc la discotecă și știi că e a tatălui tău. Și știi că în localul ăla se fumează, se înjură, se dansează, se fac lucruri urâte, oribile, murdare și așa mai departe. Și tu să iei la tata când doarme cheia din buzunar, să te duci acolo, să deschizi, să distrugi tot ce se poate distruge, să închizi frumos cu cheia, să-i aduci, să-i o pui iar în buzunar. Și când vin ăștia să meargă la discotecă, boxele sparte. Stația, cine știe, terminată. Nimic scaune, nimic podium, nimic, rece acolo, sistemul de încălzire stricat și defect. Ceva îngrozitor. Și să întrebe oamenii, cine a făcut? Păi fiul cu tare. Merg să ne răzbunăm. Dar vine atunci patronul, vine cu tare, zice, băi oameni, eu sunt patron, dar-i sala mea. Copilul meu a făcut treaba asta. Dacă balul lumii ăsteia vrea să-l pedepsească, să-l pedepsească. Eu nu o să-l pedepsesc și nici nu o să-l dau pe mâinile voastre. Cam asta s-a întâmplat în familia lui Ioas. M-am gândit cum de madianiții nu o lua vițelul ăla, că era de 7 ani acolo. Știți de ce nu l-au luat? Că oamenii se închinau la vițel. Și ăștia aveau superstițiile lor, madianiții, și mă, să nu ne atingem de vițelul ăla, că ne trăznește Dumnezeu. Și nu l-au luat, l-au lăsat acolo. Și ăștia se închinau la vițel. D-a venit Domnul și a zis, știi ce, Gedeoane, dacă vrei să fiu cu tine, fă reformă. Dar ce să fac, Doamne? Uite, tu ai făcut un altar, versetul 24, și ai pus numele altarul păcii, Domnul păcii. Dar dacă vrei ca într-adevăr altarul ăla să fie al păcii, să ai pace în inimă, să fie Dumnezeu cu tine, fă reformă. Cum să o fac, Dumnezeule? Știi ceva? Versetul 25. Ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani, dărâm altarul lui Baal care este al tatălui tău, taie parul închinat Astartei, zidește un altar și ia ăstea două animale și adu-le jertfă lui Dumnezeu să se termine cu idolatria. Și a făcut-o, a făcut-o. Reformă acasă, reformă acasă. Mi-a povestit un frate că un copil al lui continuu era cu Harry Potter. Tot cu ăsta era în gură.
citea despre el, avea niște jocuri cu el, avea niște filme cu Harry Potter, cu copilul ăla cam fără minte, care merge și face tot felul de vrăjitorii. Și la un moment dat, zice fratele, într-o noapte îl aud pe copil că urlă din camera lui. Și repede, ce se întâmplă? Mă duc, ce e mă copile? Ce copilul, copil, ce copil mă? Ce copilul? Și uite așa arăta cu degetul. Ce copil? Uită-te, tată! Și zice, când mă uit, văd exact pe Harry Potter ăla. Verde, zice, era așa un copil verde, o arătare, era o arătare, nu a apărut un copil, era o arătare, o vedenie demonică. O a apărut în casă, în camera copilului și îl speria. Și zice, imediat am luat tot ce o ținut de vrăjitoriile astea ale lumii, tot ce ținea de Harry Potter le-am luat, le-am dus la gunoi, le-am dat foc și am scăpat și am făcut reformă în familia mea. Fraților și surori, e foarte serioasă problema asta, foarte serioasă. Filme, desene, în special desenele din lumea asta, sunt gândite de Japonia, de cei din Asia, din India, de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeul creștinilor. Ei se gândesc și strecoare atâta o travă în desenele astea animate pentru copii și în filmele pentru tineri, încât atunci când copiii voștri, când copiii noștri o să fie de vârsta noastră, n-o să mai creadă în Dumnezeul nostru. Pentru că ei au fost alimentați cu o travă a lumii încă din pruncia lor cea mai fragedă. Lumea asta, cu secularismul ei și cu toate orientările ei murdare, ne oferă o masă bogată, dar o masă otrăvită și copiii noștri sorb din ea și nu-și dau seama. Aici este vorba de reformă. Omul acesta a trebuit să facă reformă acasă la el. A făcut-o. După ce a făcut reformă acasă la el, zice Domnul, știi ceva, încă nu-i de ajuns. Trebuie să faci reformă la tine în inimă, n-ajunge numai acasă la tine. Și trebuie el să se roage și trebuie el să se apropie de Domnul și trebuie el să ceară de la Domnul semne. Îi cere primul semn, dacă tu ești Dumnezeu, stai aici că ți-aduc o închinare și Domnul stă și El merge și lucrează. Gândiți-vă cum a lucrat în casă, cum a tăiat carnea, cum a preparat acolo ce trebuia să-i ducă turtele alea lui Dumnezeu. Se uită Domnul afară, mă vede ce fac, mă vede cum lucrez, gândește-te, orice faci cu cuvântul sau cu fapta, în familie, afară, oriunde, Dumnezeu te vede, lăudat să fie El. Și-a ieșit și-a dus lui Dumnezeu ce i-a dus. Și apoi mai adânc, se roagă și zice, Dumnezeule, dacă Tu ești Dumnezeu și ești cu mine, fă semnul ăsta cu lâna și pune lâna în arie și lâna-i udă și pământul de sub ea uscat. Culmea, Domnule, păi dacă iau batista asta și o scufund în apă și o pun aici pe masă, o să fie sub ea ud. Dar el a ridicat lâna și era uscat sub ea. Și apoi zice, Doamne, mai fă o minune și pune lâna acolo și pământul de sub ea tot ud și asta a uscat. Extraordinar, păi e minunea lui Dumnezeu și are experiențele lui cu Dumnezeu. Observați, asta înseamnă reformă, asta înseamnă. După ce ai făcut reformă la tine acasă, încep la tine în inimă sau a început el la el în inimă încă înainte, când i-a făcut lui Dumnezeu azimile alea și așa mai departe și apoi acasă. Dar tot acolo este. Și apoi începe reforma în poporul lui Dumnezeu. Zice în versetul 34 și nu poți face reformă aici la biserică dacă nu împlinești versetul 34 din 6. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. În altă traducere sună așa, Duhul lui Dumnezeu s-a îmbrăcat cu Gedeon. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Duhul lui Dumnezeu vede prin tine, vorbește prin tine, acționează prin tine. Asta înseamnă când Duhul lui Dumnezeu vine și se îmbracă cu tine. Și merge Gedeon și face reformă în popor. Cum ai făcut, Gedeoane? Păi zice, Domnul, coboară-i la izvor. Dar ce să facă ei la izvor? Păi hai să-i verificăm, zice Domnul. Dar înainte de asta, din 32.000, spune-le la fricoși să plece. Și pleacă din popor, vă dați seama, dacă ar fi rămas așa, 32.000 de oameni. Dușmanii, spune capitolul 8 cu 10, erau 135.000, foarte mulți. Un evreu trebuia să execute 1, 2, 3, 4 dușmani, 4 madianiți.
Era destul de inegal numărul. Dar ce domnul sunt mulți, mă, ăștia. Fricoși acasă, pleacă 22.000, rămân 10.000. Acum închipuiți-vă, 10.000 să se lupte cu 135.000, trebuia fiecare să ucidă, să omoare câte 13-14 vrăjmași. Destul de inegal numărul, dar ce domnul, tot îți prea mulți. Trebuie să faci reformă, Gedeon, dar cum să o fac? Omoare la apă și merge cu el la apă. Când ajunge la apă, zice, ăștia care o să se arunce acolo pe burtă și beau tot ce curge pe gârlă, pe apă, ăia nu-s buni. De-aia care iau frumos așa apa în palmă și se uită și o verifică, el ar poți să bei câte o broscuță și nu-și dau seama că ce-o văd sau cât e cine și ce goze. Dar ăștia care iau așa și cercetează apa, ăștia-s buni, pe ăștia îi călăuzesc eu. Vă dați seama ce sensibili erau oamenii aia 300. Păi dacă ei apa aia o luau și o cercetau și apoi o sorbeau, înseamnă că în momentul când Gedeon le spunea ceva, când Dumnezeu le spunea ceva prin Gedeon, ei luau, analizau, fiecare avea discernământul lui și apoi acționau. Și culmea că cu ăștia 300 dă Dumnezeu biruință și împărțim 135.000 la 300 și iese 450 de oameni. N-o du-te tu, Gedeone, și ucide 450 de vrăjmași, ăsta de lângă tine și el 450, 450, 500, 300 și așa mai departe. Cine reușește să facă asta? Numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Și apare aici, pe lângă revelație, pe lângă reforma asta, apare războiul, războiul. Și vedeți, fraților și surori, din punct de vedere spiritual, noi mergem foarte, foarte exact pe schema asta care ni s-a trasat aici. Mai întâi ni se revelează Dumnezeu. După ce îl cunosc pe Dumnezeu că este cu mine, după ce sunt îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu, după aceea încep să fac reformă, scot din inima mea tot ce e rău, tot ce e murdar, mă curățesc, mă sfințesc și apoi încep războiul cu păcatul, războiul cu diavolul și Dumnezeu vine și îmi dă biruință. Domnul să ne ajute pe toți. Așa s-a întâmplat aici, începe războiul. Și războiul ăsta a fost destul de cumplit. Dar Domnul a rezolvat foarte simplu lucrurile. Madian, Amalec, versetul 12 din 7, răspândiți în vale ca o mulțime de lăcuste, cămilele lor fără număr, nisipul de pe marginea mării și sosește Gedeon. Și Dumnezeu îi spune, du-te și vezi în tabără și are iar o revelație și mai întărit. Și vine cu cei 300 și împarte în trei cete și stau în jurul taberei. În momentul când a coborât Duhul Sfânt peste Gedeon, când a început cu adevărat războiul, când madianiții au fost lichidați, nici măcar un evreu n-a trebuit să meargă și să ucidă un madianit. Și au luat ulcioarele, în ulcioare erau ascunse niște făclii, și când s-a strigat sabia Domnului și a lui Gedeon, sabia Domnului și a lui Gedeon, în momentul ăla ei au lovit ulcioarele alea de le-au spart, au rămas făcliile și toți strigau sabia Domnului și a lui Gedeon. Ce s-a întâmplat? În tabăra din vale, nu știu cum a lucrat Dumnezeu că a amplificat sunetele, au avut un sistem de amplificare foarte mare, pognetele alea de ulcioare sparte au sunat în urechile lor ca și cum au sunat bombele pe la zidul Berlinului. Ceva foarte, foarte îngrozitor, s-au speriat de moarte. Sabia Domnului și a lui Gedeon, asta a sunat cine știe cu ce ecou suna și ăștia s-au speriat mai tare. Au început să se zăpăcească, nu mai știau, probabil erau și buimaci de somn, să trezesc, își iau săbile și încep să se bată unii cu alții. Le-a luat Dumnezeu mintea. Și în momentele acelea, făcliile care ardeau deasupra, așa de tare reflectau lumina acolo peste tabără, că ăștia probabil s-au gândit că sunt iad, sunt într-un crater, sunt într-un vas care arde și se ucideau acolo. Și-au scăpat de ei și ăia care au fost mai deștepți au luat-o la fugă. Și ia Gedeon pe ăștia 300 și fuga după ei, fuga după ei. Și versetul 25 zice, au pus mâna pe două căpetenii ale lui Madian, versetul 25 din 7. Oreb și Zeb. Oreb era numit corbul, Zeb era numit lupul. Astea-s traduceri din original.
Și zice, au ucis pe Oreb la stânca lui Oreb și au ucis pe Zeb la teascul lui Zeb. Era o stâncă care se numea stânca Ciorii sau a corbului. Și corbul ăsta, cioara ăsta, era o căpetenie madianită care la stânca aia probabil că ducea pe mulți copii ai lui Israel și omora acolo. Era foarte nemilos. Era un teasc numit teascul lui Zeb. Zeb însemna lupul și ăsta iar era foarte, foarte sângeros și ducea pe evrei acolo. Și a venit Gedeon și a zis, la stânca asta a ta, aici unde te încredeai tu în toate problemele tale, în toate întăriturile tale, aici mori. Tu din coace, la teascul tău. Și ăștia mor. Acum ce avem noi de preluat de aici din întâmplarea asta, fraților și surori? Război. Război cu Madian. Ce înseamnă Madian? Madian era urmașul lui Avram și era rudă cu evrei. Noi avem o rudă ascunsă în noi, e rudă cu noi și e firea noastră pământească. Dumnezeu ne cheamă în fiecare zi să dăm morții tot ce înseamnă fire pământească. Domnul să ne ajute. Era un frate și mi-a plăcut mult de el și spunea că el a luat așa o listă mare și când citeam Biblie că sunt păcatele firii și le citeam în Romani 1 și apoi le citeam în Galateni 5 și apoi în alte părți și le scria pe listă toate păcatele și începea el să se analizeze. Zice, hai să văd, ăsta l-am? Mă, parcă-l am. Și începea rugăciunea copile și lupta cu Madian și cu firea lui și postul. Și când simțea că Dumnezeu îi dă biruință, îl taie de pe listă. Slăvit să fie Domnul, am scăpat de un madianit. Încă unul, îl ia pe următorul, iară rugăciune, iară post. Și după câteva luni bune, eu mai rămas câteva pe listă, zice, mă te lupt cu ele, că până la capătul vieții, eu am de luptat cu mine însumi. Dar Dumnezeu este Cel care dă biruința, lăudat să fie El. Fraților și surori, vreau să rămân la cuvintele acestea și vreau doar să le recapitulez lucrurile care le-am spus. Spuneam că un om adevărat al lui Dumnezeu nu poate ajunge acolo unde Domnul vrea să-l ducă fără o reformă, fără o reformă. Reforma este precedată, înainte de reformă trebuie să vină Dumnezeu să ți se reveleze, trebuie să vie Domnul să ți se descopere. Era în Cluj o soră care mi-a povestit foarte interesantă experiența ei. A visat într-o noapte, era ortodoxă, a visat o biserică, scria Betel. Și a intrat înăuntru, la îmbriuri, așa pe pereți, se uită în față, îl vede pe păstor și o voce îi spune, acolo trebuie să ajungi să te botezi. Și trece un an sau doi. Și după perioada asta zice cineva, vrei să vii cu mine la un botez? Ce vreau? Și o duce direct în zorilor, în biserica Betel, unde fratele Gicu Stan era la amvon și la îmbriuri pe pereți, exact ca în visul ei. Se uită Betel, se uită la îmbriuri, se uită păstorul, începe să plângă. Nici nu mai asculta de ea nu știu cât predica sau cântările sau altceva. Era exact ca în visul ei. Și sora aceasta a devenit soră, bineînțeles, s-a dus și s-a botezat pentru că Dumnezeu i s-a revelat. E foarte important pasul acesta. Deci noi trebuie să facem reformă, spuneam, în familie, în inimile noastre. Dacă ne dă Domnul autoritatea asta și suntem unși pentru ea în poporul lui Dumnezeu. Dar asta trebuie să fie precedată de revelație. Trebuie să ni se arate Dumnezeu. Și fraților și surori, dați-mi voie să vă spun, n-ajunge că Dumnezeu ți s-a revelat acum 40 de ani, că ai uitat, ai uitat. A fost minunat, a fost frumos. Am întâlnit om care a zis că a fost ridicat de Domnul de la pământ, dar acum mai pe nicăieri. În timpul rugăciunii ridicat de la pământ, își punea așa mâinile pe sub genunchi, acum mai pe nicăieri. Nu ajunge că Dumnezeu ți-a vorbit acum 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, un an, o lună. Dumnezeu trebuie să ni se arate astăzi, fraților și surori. Și Dumnezeu ni se arată prin cuvânt, poate să o facă. Dumnezeu poate să vină prin Duhul Sfânt, prin glas de prorocie. Dumnezeu poate să vină prin visuri, prin vedenii, prin conștiința noastră. Dumnezeu vorbește în multe feluri oamenilor. Dar trebuie să existe această revelare, această revelație. După ea reforma, după reformă războiul cu păcatul care ține până la final. Și după războiul acesta o biruință împreună cu Hristos să ne ajute
înainte Domnul să ajungem acolo pe plaiurile cerului, sus pe plaiurile cerului, acolo unde sunt cântările de laudă ale sfinților, acolo unde este primăvara cea veșnică, unde este casa noastră de sus, unde e Iisus, unde e Iisus, e Domnul nostru Iisus. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să parcurgem drumul acesta de la revelare, apoi să ajungem la reformă adevărată, la război și la biruință finală. Amin.